seara, bine v-am regăsit. A mai trecut o săptămână, au mai trecut zile peste noi, au mai venit întrebări, posibil și răspunsuri, s-a mai adăugat vieții noastre un plus de înțelegere sau dimpotrivă nu. Am avut, ca întotdeauna de altfel, experiențe interesante, discuții interesante și în ultima săptămână cu dumneavoastră, cu oameni care își caută cu sinceritate, își caută înțelesuri pentru ceea ce trăiesc, iar una dintre cele mai frecvent discutate chestiuni care țin de viața personală, una dintre cele mai des întâlnite întrebări sau propunere de discuție pe care am întâlnit-o în, și nu doar în ultima săptămână, dar atât de atât de frecvent s-a întâmplat, încât da, nicio problemă, chiar am fost rugată, voi aborda puțin acest subiect atât cât este cu putință într-o oră de emisiune, pentru că el este deosebit de vast, măcar sper să pot să dau linii generale despre cum ne regăsim pe noi înșine. De unde pleacă drumul regăsirii, reîntâlnirii cu noi înșine, de unde pleacă drumul înapoi? Pentru că înainte l-am tot făcut, de când ne-am născut, am tot mers către aspirații, către această zonă pe care o numim generica viitorului. Am mers cu gândul, am mers cu fiecare gând, am mers cu fiecare faptă, acțiune de zi cu zi, către o nouă zi, către noi întâmplări, sperat a fi pur și simplu create de noi, dar cel mai adesea către evenimente și întâmplări care au precedat cu mult capacitatea unora, cel puțin a unora, de a înțelege, de a ține ritmul cu ritmul evenimentelor care se petrec în viața lor. Cum ne regăsim pe noi înșine? Cum începem acest drum? De unde trebuie să începem, asemenea unui explorator? De unde începem această explorare care este interioară, dar da, desigur, putem întotdeauna să descoperim ceea ce nu se vede prin ceea ce se vede. Ceea ce nu se vede cu ochii fizici, ceea ce nu se vede în chip material, dar ceea ce se vede, dacă luăm în considerare etapele de agregare ale materiei, ceea ce se vede cu ochii spirituali, ceea ce se vede cu renumita Ajna Chakra, care funcționează asemenea unui ochi, dar vede în lumea spirituală, pentru că, da, noi suntem dotați, dacă îmi permiteți să folosesc acest cuvânt, cu tot ceea ce trebuie atât corpului fizic, cât și sumei de corpuri spirituale numite biocâmp, suntem dotați cu absolut toate organele necesare spre a putea percepe realitatea spirituală. Vă spuneam cândva de mult, îmi aduc aminte foarte de mult când vorbeam despre corpul matricial al corpului fizic, care este un corp de energie, în esență este lumină, iar lumina în esență este informație. Acest corp matricial, în acest corp matricial sunt generate și întreținute toate corpurile pe care le găsim în vehiculul fizic, în corpul fizic. Vă spuneam atunci că de aici vine și explicația pentru care atunci când e unui om sau unui animal se amputează un membru, continuă să aibă sentimentul că îl are, pentru că rămâne matricea. Rămâne matricea energo-informațională a organului fizic, ființa respectivă căreia i s-a amputat o mână sau un picior, având pentru tot restul vieții sale fizice sentimentul că în continuare are acel membru. Tot astfel, pentru a ajunge la identitate, la cine suntem noi, trebuie să înțelegem că realitatea spirituală sau energo-informațională nestructurată, ca atare, astfel încât să devină fizică, vizibilă, tangibilă corpului fizic, dar care există și precede corpul fizic, este adevărata realitate. Această realitate premerge, precede și este matricială pentru tot ceea ce găsim în lumea fizică, respectiv vehiculul acesta fizic,
cu tot ceea ce vedem la el. Identitatea unei ființe, încercarea identificării și, dacă vreți, și soluționării acestei identități pleacă din corpul matricial. Dacă ar fi să facem un exercițiu de adevăr, dacă ar fi să ne onorăm cu adevărat existența, dacă ar fi să discutăm doar în duh și în adevăr despre ceea ce suntem cu adevărat și care este identitatea noastră matricială, am ajunge atunci la răspunsul imediat că suntem spirit, suntem esență de divinitate și că acest spirit, de la viață la viață întrupată sau de la viață la viață fizică, atunci când el alege să se manifeste în lumea fizică, își construiește un corp, un corp și un alt corp de la viață la viață. Își asumă misiuni de a fi când sfânt, când obișnuit, când mediocru, când criminal. Își asumă misiunea de a primi sancțiunile sau recompensele care îi sunt cuvenite spre a merge întotdeauna mai departe. Chiar îi spuneam ieri, încercam să explic unor oameni, anume faptul că viața cu tot ceea ce trăim în ea și cu tot ceea ce numim viață aici în chip fizic este doar o frântură. Este doar o frântură din adevărata existență pe care, dacă am percepe în plenitudinea ei, nu știu dacă mintea fizică, așa cum a fost ea educată aici, în planul fizic, și sufletul nostru, parte de suflet de care suntem conștienți, ar avea capacitatea, realmente, dacă ar avea capacitatea să ducă aceste adevăruri, sau ne-am aflat într-o ipostază precum aceea siderării spirituale, o siderare care se manifestă nu de puține ori și în plan fizic. Există, spre exemplu, afecțiuni ale corpului fizic care încep cu acest cuvânt, siderare cardiacă. Este o stare de perplexitate, este o stare de perplexitate mentală, de natură psihologică, cum deopotrivă poate fi o stare și de blocaj, de paralizie, efectiv de oprire a tuturor capacităților de înmagazinare, integrare, decodificare, traducere, asumare, manifestare a unei informații primită. Identitatea în sine, a ceea ce suntem cu adevărat, este în esență și în chip primordial și fundamental una spirituală. De la viață la viață ne întrupăm, de la viață la viață ne întrupăm și avem, în funcție de misiunea personală, un gen sexual, fizic, deci din punct de vedere fizic, avem un gen mental și un gen sufletesc. Putem fi în aparență și suntem, din punct de vedere fizic, bărbați sau femeie, putem fi, dacă ne naștem în această specie, în specia umană, sunt alte specii, multe alte specii, cum este la căluțul de mare, cum sunt la specii care merg în, trăiesc în acest habitat al apelor, al oceanelor și al mărilor și nu numai de pe această planetă, care, spre exemplu, au ambele genuri, manifestă în chip fizic ambele genuri și să știți că sunt foarte multe specii, nu doar una, două, câte se cunoaște în mod la o primă citire, evaluare a științelor care și a concluziilor științifice care ajung până la noi. Oricum, descoperiri se fac tot mai multe de la zi la zi, tehnica permite acest lucru bun. Reîntorcându-mă la identitate, în chipa în care ne întrupăm, efectiv primim un trup. În clipa în care ne întrupăm, primim un trup, pentru că el nu este creat doar prin puterea spiritului nostru, ci spiritul nostru este ajutat de strategi, arhistrategi ai karmei, chiar așa sunt numiți în științele spirituale, de tot felul de entități și inteligențe specifice luminii, pentru ca noi să coborâm în materia densă, în materia fizică și să apărăm în lume, într-o familie sau nu, dar să apărăm în chip fizic aici cu trup, să venim pe nume, să ne numim nou născut.
Din clipa aceea, identitatea noastră este doar aceea de ființă întrupată și de gen. Urmează apoi să creștem și să obținem și de nume, îl primim de la naștere. Cu aceste trei caracteristici, cu aceste trei proprietăți cu care suntem înzestrați, cel puțin, aceea că ne-am întrupat și ne numim ființă omenească, primim un nume și avem un gen fizic, noi mergem mai departe în viață, înspre și către, treptat, la un moment dat procesul se intensifică după o anumită vârstă, către maturitatea mentală, emoțională și fizică, cel puțin în chip ideatic, în chip ideal, pentru că cel mai adesea singura maturitate pe care o atingem în viață este maturitatea biologică, anume maturitatea afectivă și mentală a mecanismelor de gândire, de percepție, de traducere, de decodificare a limbajului verbalizat pe care îl folosesc semenii noștri, rămânând într-un clar obscur, cel puțin aș vrea să nu folosesc un cuvânt foarte dur, deși îmi vin cuvinte dure, care aparent pot avea aparența unor sentințe, un limbaj clar obscur și insuficient înțeles, asumat, decodificat, folosit, poate să ducă cu succes, din păcate, la ratarea noastră personală. Ne îndreptăm, spuneam, după nașterea noastră fizică, către maturitatea biologică, afectivă, mentală. Din păcate, cel mai adesea, cea care se evidențiază întotdeauna sau aproape întotdeauna este maturitatea biologică. Zona mentalului, precum și zona afectivă sau a sufletului, rămân cel mai adesea într-o penumbră generatoare de drame și tragedii pe parcursul vieții noastre. Repet cu această ocazie și rog mamele să aibă grijă, rog părinții, rog tații, rog bunicii, rog pe oricine are grijă de un copil, fie că aceștia sunt sau nu părinții biologici ai acestor copii, să se preocupe tot mai mult de creșterea afectivă și mentală a acestor ființe abia venite în lume, care cel puțin în aparență, cel puțin pentru un timp sau din păcate pentru totdeauna, pot fi văduvite de amintirea, reamintirea, intuiția și de observarea semnelor a tuturor mesajelor care vin din zonele astralului superior, să sperăm, de obicei, și ale unui eteric care este permanent, este atemporal și care ne livrează în permanență informații despre cine suntem în esență, identitatea noastră esențială, pentru a ne putea construi de la viață la viață o identitate și în lumea fizică, prin numele, prin misiunea personală asumate. Bun, anii trec, din păcate, asta vreau să spun, vă rog să creșteți și sufletul și mintea copiilor dumneavoastră, dacă vreți ca ei să meargă și să pornească în viață pe un drum al posibilității cu adevărat împlinirii și nu al distrugerilor de tot felul, începând întotdeauna cu distrugerea de sine. Identitatea fiecărei persoane ne este dată, așa cum suntem învățați în familie, în școlile în care mergem și o acceptăm ca atare, în primul rând, prin numele, din păcate și în mod greșit, în primul rând prin numele de familie, apoi prin prenume. În civilizațiile de sorginte anglicană, nordică în general, atunci când un om este întrebat, cum te cheamă pe tine? Care este numele tău? Mă cheamă John. Nu, care este numele tău? My last name. Deci există această cutumă să te întrebe my last name, adică ultimul meu nume. Aceasta denotă o stare de sănătate mentală a percepției de sine, faptul că eu nu sunt Gheorghe Popescu sau un alt nume de familie, eu sunt în primul rând Ion, sunt Maria, sunt George, eu în primul rând sunt în numele care mie mi s-a dat la naștere, faptul că s-a asociat cu numele familiei era implicit și intrinsec stării de naștere în această lume atunci când cineva își asumă venirea mea în lume, dar asumarea venirii mele în lume nu este totuna cu identitatea mea ca spirit.
Aici mă voi opri un pic și vă voi ruga să încercați pentru a vă afla adevărata identitate fiecare dintre dumneavoastră. Vă voi ruga să încercați să aflați în primul rând ce înseamnă numele dumneavoastră, prenumele, cum îi spunem în limba română și în acest gen de civilizație și cultură și nu numai în a noastră și în altele, să încercați să aflați ce înseamnă numele dumneavoastră, nu întâmplător. Familia biologică sau cine v-a dat acel nume a rezonat cu acel nume. Nu întâmplător a avut pornirea să vă dea acel nume. Nu întâmplător l-a gândit poate dinaintea nașterii dumneavoastră, nu întâmplător poate s-au certat familiile între ele, eu vreau un nume, eu vreau alt nume. Nu întâmplător primiți finalmente în urma unei concilieri între familii, atunci când hotărăsc familiile și nu doar mama și tatăl, nu întâmplător primiți acel nume. Ei rezonează cu spectrul tuturor energiilor care v-au precedat și care vă însoțesc și care vă definesc ca spirit, poate chiar dumneavoastră ca spirit din planul astral le-ați șoptit părinților înainte de naștere sau ați rezonat cu spiritul lor atunci când ei erau în astral, parte a spiritului lor, deci visau, dormeau și le-ați comunicat cum ați vrea să se numească, să vă numiți, pardon. Această comunicare a avut rolul pentru dumneavoastră și ați făcut-o. Cel mai adesea noi ne alegem spiritul și nu familia, în ciuda tuturor așteptărilor și convingerilor. Noi cumva le transmitem, noi, îngerii noștri păzitori, și așa mai departe, îngerilor lor păzitori, a viitorilor părinți biologici, cum am vrea să ne numim și cam ce am vrea să trăim. În funcție de cât de conectați sunt ei la sinele lor, la spiritul lor, la sufletul lor atunci când acesta este luminat în prezența luminii, ei vor fi capabili să perceapă acest lucru. Când nu sunt capabili să perceapă acest lucru, încă dinaintea nașterii copilului, acești părinți pun acest suflet care vine la întrupare, din păcate, în ipostaza și în parcursul unei vieți, îl pun pe parcursul unei vieți care începe nepotrivit, pentru că deja spiritul nu și-a permit numele pe care ar fi vrut să-l aibă. Și atunci, aproape în totalitate, destinul se schimbă. De ce? Pentru că acest nume care înseamnă ceva, precum numărul de pe ușa unui apartament, precum familia scrisă pe o ușă de apartament, denotă, semnifică și indică cine stă acolo, dacă să sunăm la acea sonerie, dacă să batem la acea ușă, dacă ne interesează acea persoană, dacă avem treabă cu ea, dacă ne dorim să o cunoaștem. Tot astfel, numele nostru a fiecăruia indică astralului superior, indică, din păcate, tuturor dimensiunilor inferioare, dacă și cine și când să bată la ușa vieții noastre și să ne îndrume pe o cale sau nu. Rezonanța numelui nostru, pentru că numele nostru se află suma tuturor frecvențelor energo-informaționale care vorbesc despre istoria noastră ca spirit, ei bine, frecvența energo-informațională a numelui nostru indică astralului superior, cât și astralului inferior și altor lumi, cine suntem și cam cu ce misiune am venit pe lume. O primă stare de identitate, o primă stare de autoidentificare și de înțelegerea destinului personal ar trebui și ar fi cel mai indicat să plece chiar din ipostaza înțelegerii sensului numelor noastre. Pentru că acest lucru nu suntem învățați, pentru că școlile ne îndrumă, școlile dialectic-materialiste, dialecto-materialiste și acest materialism cumplit care a bântuit societatea umană în ultimile, nu doar 200 de ani, că el și-a tot făcut loc treptat, a făcut să se piardă o serie de tradiții, vechi înțelesuri fundamentale și primordiale despre sensul existența și scopul vieții noastre pe acest pământ. Nu că acest sens, acest scop și această existență ar fi fost înțelesurile despre acestea permisive oricui, permisibile, ușor de accesat populațiilor, majorității sau cum să numim, dar atunci când un om punea o întrebare, să știți că adesea o primea, culmea chiar și în evul mediu, știa să bată la ușa unui alchimist, a unui maestru, a unui
prelat care avea cunoaștere. Mai cu seamă, în lumea catolică, aceste lucruri și protestantă erau foarte posibile. Întotdeauna estul lumii europene a fost parcă bântuită de un duh al întunericului care a făcut ca mult din ceea ce înseamnă cunoaștere să rămână îndepărtat de parcursul educațional al ființei umane. Bun, ne naștem, venim de undeva, primim un nume, primim un prenume la care se asociază numele de familie, înainte de aceasta primim un trup respectiv uman, primim o identitate de gen, bărbat sau femeie. Din păcate sunt și cazuri precum, chiar dacă avem aceste identități, sunt siamezii, sunt cazuri de oameni care se nasc uniți realmente în trup, sunt sancțiuni karmice extrem de severe pentru acele spirite, sau poate fi un spirit în două trupuri, același spirit, care prin natura faptelor lui și emanația energo-informațională rezultată din faptele lui într-o viață poate imediat anterioară să fi dus la acest gen de viață întrupată la un moment dat pe pământ. Din clipa în care primim trup, un trup de om, primim un gen fizic care nu este niciodată identic, nu este obligatoriu să fie identic cu genul mental. Aici este o întreagă discuție asupra căreia nu mă voi opri acum, dar vă rog rețineți, aceia care vă condamnați copiii, care aveți reacții de nu știu care, care aveți tendința să creați o adevărată intifadă în sinul familiei cu propriul copil, pentru că descoperiți că la un moment dat are o identitate de gen mental și afectiv care nu corespunde cu genul fizic, vă rog să înțelegeți că identitățile unei ființe întrupate pot fi diverse de la structură la structură și nefiind obligatoriu ca aceasta să coincidă cu alt gen din același conglomerat de structuri numit organism fizic, ființă întrupată și doar atât. Poate să vă vină pe lume un copil al cărui gen fizic să fie bărbat și să descoperiți că el la o maturitate biologică și a glandelor endocrine el alege un alt drum pentru că genului mental este unul feminin. Puteți să descoperiți că aveți un băiat cu trupul, dar o fată cu mentalul și cu sufletul, pentru că genurile nu se confundă aproape niciodată cu genul fizic, iar când acest lucru se întâmplă, înseamnă că lucrurile sunt foarte clare, respectiva ființă întrupată are de împlinit acel lucru în acel fel și nu altfel, dar dacă se întâmplă altfel, nu este ceva de condamnat, de judecat, de anatemizat și așa mai departe. Bun, deci pornim în viață cu aceste genuri pe care adesea ne putem pune în situația de a le interpreta corect și de a le nu le da ceea ce le este necesar pentru ca ele să se manifestă în plenitudinea lor. Ajungem la maturitatea biologică, la care, bineînțeles, trezită făptura fizică în mai toate aspectele ei, dar mai ales în cele fizice, încearcă să obțină, să dețină, să stăpânească, să atingă deziderate și țeluri despre care crede cu tărie, pentru că încă este o ființă netrezită spiritual, maturul biologic și doar atât. Credem, avem chiar convingerea de nestrămutat că fiecare vis pe care îl avem, aspirație și deziderat, ne aparțin și că acel lucru vrem să îl împlinim și nimic altceva. Regăsirea de sine, adevărata identitate de sine, este foarte greu de găsit sau aproape imposibil pentru oricare dintre ființele umane care refuză acest exercițiu de adevăr, spre adevăr, într-un adevăr, astfel încât să afle cine sunt eu cu adevărat. Am întâlnit de foarte multe ori, de prea multe ori, situații în care oamenii pretind, reclamă adevărul, da, vreau adevărul, da, vreau adevărul, și pe măsură ce îl află, de fapt, au o reacție exact inversă, de respingere,
de repliere în sine însăși, dar din păcate în sinele inferior, pentru că acestora le este frică să afle cine sunt cu adevărat, ei fiind deja de prea mult timp obișnuiți că eu sunt femeia, doctorița, profesoara, avocatul, nu știu, omul care are un serviciu, o profesie oarecare, dar s-a obișnuit cu cerințele și așteptările acelei identități mentale, sufletești, profesionale, sociale, comunitare, de familie și așa mai departe. Identitatea pe care nu ne-o regăsim niciodată, aproape niciodată, ființa umană nu și-o regăsește pentru că nu are această preocupare, dar numai acolo există șansa unei regăsiri personale, se află în identitatea spirituală, în identitatea mentală și sufletească, pentru că vă spun și vă repet, identitatea de gen este secundară în misiunea personală pe care o avem, aceea de atingere a respectivei, de împlinire a respectivei misiuni personale, care nu este niciodată una care să țină de fizic. Ce este lumea fizică, de fapt, pentru spirit? Lumea fizică pentru spirit, pentru esența a ceea ce ne-a creat, ne-a generat și ne întreține existența fizică, ei bine, lumea fizică reprezintă oportunități. Reprezintă oportunități prin care spiritul, dar mai ales sufletul, mentalul și toate tipurile de sine, inferior, mediu, superior, subconștientul, care în științele străvechi este tradus ca fiind suflet, toate aceste structuri ale noastre să se poată cu adevărat maturiza din punct de vedere spiritual, să aibă șansa acelor experiențe care să determine în aceste structuri, să determine să facă exact acele alegeri pe care trebuie să le facă pentru a intra și a reintra din nou în rezonanță cu spiritul care a creat și care a făcut posibilă existența acestor structuri. Reîntoarcerea acasă, fac o paranteză, întâlnesc în multe cărți de gen spiritual și nu neapărat spiritual, pentru că acolo nu prea întâlnesc așa ceva, greșesc de fapt în de gen intelectual, tematici care evident toate fac referire la ce este omul și cât de importantă este viața lui intelectuală pe pământ. Da, este adevărat, somnul rațiunii naște monștri, dar atunci când rațiunea este educată strict spre aflarea așa ziselor adevăruri care țin de lumea fizică și doar de lumea fizică, în rest ceea ce ține de lumea spirituală rămânând doar într-o zonă a cochetăriei pseudo-spirituale și a non-asumării, să știți că atunci ne ratăm cu viteză și neîndoielnic întreaga misiune personală. Vreau să vă spun că după ce ani de zile am îmbrățișat cu dragoste și cu multă bucurie învățături care veneau din zona acestui create și existente și manifeste datorită acestui intelect, precum filozofia, artele, istoria comunicării, necesare, nu spun nu, dar am trăit o adevărată mai multe rânduri, foarte multe, cu foarte multe ocazii, am experimentat foarte multă nemulțumire citind acest gen de scrieri. În ele întotdeauna rămâneau într-o zonă a cochetăriei intelectuale și atât. Dragostea de frumos, filozofia, este sublimă dacă reușește să ajungă și la transformare. Ea rămâne cel mai adesea într-o zonă a cochetăriei pseudo-spirituale, gvasi-intelectuală, care nu face altceva decât, ca de fiecare dată, să bătătorească un același drum în același drum care pleacă din, finalmente pleacă din ingerințe și scopuri și deziderate strict lumești, se oprește tot la ele. Ce face înțelepciunea spirituală și care este scopul ei, acela nu doar de a-ți servi binele și frumosul pentru ca tu să poți să-ți înfrumusețezi ființa fizică spre a obține tot chestiuni fizice, ci înțelepciunea spirituală vine și îți spune adevăruri care pentru un timp te pot chiar înnegura, încrunta, supăra, întrista, vine și îți spune adevăruri demolatoare ale omului vechi, caută să te readucă în adevărata matcă spre definire, autodefinire, identitate de sine. Acelor dintre noastre care caută
cu adevărat și care își doresc schimbarea și care nu înțeleg de unde să pornească, pentru că s-au obișnuit să trăiască în modele de viață care nu au aproape nimic de a face cu adevărul, vă spun că unele dintre întrebările pe care ar trebui să vi le puneți: cine sunt eu dincolo de aceste timpuri, vremuri de viață actuală, de unde am venit, care mi este scopul real, scopul esențialmente spiritual și către ce mă îndrept? Pentru că vă spun și repet, ceea ce trăim în această lume, că ne naștem bărbat, femeie, că ne naștem oricum ne naștem, că avem sau nu o familie, că la rândul nostru ne facem sau nu o familie, că ne facem prieteni cunoscuți, că socializăm, că trăim, că ne facem mari, că ne maturizăm, că îmbătrânim, că murim, este doar o ipostază. Este doar o ipostază, un prilej, un prilej de a fi în această lume, este un prilej ocupațional pentru mental, ni se dă de lucru cu chestiuni din lumea fizică, da? Ni se dau, dacă vreți, nenumărate cabluri cu ștechere, fiecare realitate fizică, fiecare manifestare fizică, fiecare eveniment sau suită de evenimente pe care le trăim, încercați să le vedeți ca pe niște cabluri cu ștechere în fața noastră, având nenumărate prize și spunându-vi se, conectați-vă, spunându-vi se de undeva de sus, conectează-te la energia care să facă această realitate mai bună. Conectează-te la informația care să facă această realitate prosperă, că asta înseamnă mai bun. Să prosperi în adevăr, să prosperi în frumos, să prosperi în sănătate, să devii abundent în ceea ce îți construiește cu adevărat ființa lăuntrică. Pentru că dacă toate eforturile tale duc tot către mai multe dureri, către mai multe neînțelegeri, către mai multe pierderi și ajungi să-ți asumi un gen de așa zisă cunoaștere. Cum auzeam și zilele acestea și vă spun, am obosit să văd în câtă orbire pseudo-spirituală, vasi-lumească și intelectuală, până la urmă și pseudo-intelectuală, se complace omul lumii moderne. Remarc că există oameni care pur și simplu nu reușesc să treacă dincolo de zidul cuvintelor concept, credințelor, convingerilor, care le-au fost inoculate de familii și de societate. Sunt oameni care oricât citesc, oricât încearcă să cunoască, l-am dat, lasă cartea jos, care este o carte plină de adevăruri, ce mă fac, am 45 de ani, 48, 50 și n-am făcut nimic cu viața mea. Ba, ai făcut totul cu viața ta. În primul rând, sau ai încercat sau ar fi trebuit să încerci. Oamenii care nu au atins scopuri și deziderate comune majorității consideră că au trăit degeaba. Atât bărbați, dar mai ales femei, cât și femei, dacă ajung la o anumită vârstă și nu știu, nu s-au îmbătat de-a dreptul cu afirmațiile semenilor lor, ești atât de frumoasă, ești atât de deșteaptă, vai ce familie ai, ce copil deștept, ce mașină, ce călătorii, ce vacanțe faci tu, vai dacă ești de realizat sau realizată, astfel de oameni consideră că au trăit degeaba, neînțelegând și neacceptând niciodată aproape, decât parțial, iar fug, iar se întorc la acel adevăr, îl resping, parcă îl mai acceptă, iar îl dau la o parte. Că adevărata realizare a unei ființe nu ține de ceea ce cred, de ceea ce crede nimeni despre oricare dintre noastre, ci ține de, dacă vreți, singurul reper pe care ar trebui să-l aveți în viață, nu este societatea, nu este ceea ce spun semenii, cel mai adesea aflați într-un stadiu evolutiv mai degrabă remisiv decât care să însemne ascendență și creștere, ține de raportarea la adevăratele valori ale vieții. Gândiți-vă ori de câte ori aveți tendința să acceptați ca o depresie să facă ce vrea din dumneavoastră, gândiți-vă cât am iubit pe această lume, cât am dăruit, cât am primit, desigur, dar în chip care să ducă la permanentizare, la infinitul de a fi. Pentru că dacă pleci din această lume fără iubire, fără cunoaștere, fără capacitatea de a fi dăruit, de a fi înțeles, de a fi iertat, de a fi acceptat, puteți avea toate valorile materiale cu putință. Uitați-vă la deja atât de cunoscutul președinte american. Vă face impresia unui om fericit? Este un om tulburat, are un duh tulburat, are un duh agitat, are un spirit care
se află într-o stare de prizonierat, într-un trup cu un mental și un ego excesive. Acolo este o bătălie și o luptă interioară care, să sperăm, se vor încheia cu ceva bun, încă sperăm, pentru că aici nu mai este vorba doar de viața fizică a domniei sale și de viitorul spiritual al domniei sale. Vorbim despre un spirit extraordinar de tulburat și despre un duh mâhnit și despre o zonă lăuntrică în care sfidarea și ura și revolta la adresa divinității sunt mai mult decât evidente. Este și el totuși un instrument al inteligențelor universale prin care e posibil ca sancțiuni pentru această lume fizică să vină și să tot vină. Pentru aceia dintre care spuneți, domne, nu iau medicamente, da? Cum îmi spuneți? Iau medicamente, merg la doctori, am fost la psihiatru, am fost la psiholog, nu mă regăsesc. Am tot ce îmi trebuie acasă, am familie, am copil sau nu am, după caz. Există cazuri din ambele tabere. Uluitor este că cele mai multe sunt chiar din taberele unde aparent există totul. Am ce mi-am dorit, am ce am fost împins să visez sau împinsă să visez. Am dobândit lucrurile pentru care lumea se luptă. Am dobândit banii, bărbatul, motocicleta, mașina, iahtul, călătoriile, îmbrăcămintea, vestimentația, gențile, poșetele, ocaziile în lume pentru care o lume întreagă se luptă, la care o lume întreagă râvnește. Nu mi-este bine, nu sunt eu. Parcă trăiesc degeaba. Parcă nu-mi găsesc locul, parcă nu-mi găsesc starea. Orice fac este doar o altă minciună în fiecare zi. Mă mint și mint și mint și pe alții. Atunci când manifest, încerc să manifest o aparentă fericire și nu doar o aparentă fericire, când postez pe cunoscutele rețele de socializare, imagini din lume de aici, de pretutindeni, săptămânale, poate de weekend cu weekend, poate de zi cu zi, că azi sunt în Puerto Rico, că poi mâine sunt la Paris, că răspoi mâine sunt în Cairo sau lângă Cairo, la piramide, peste încă o săptămână sunt în Malta, peste încă două sunt în Austria. De ce se întâmplă asta? De ce ne aflăm ca umanitate, ca indivizi umani, oricâte bunuri și privilegii materiale am obține, de ce ne aflăm în acest stadiu lăuntric de colapsare, de prăbușire? De ce pierderea de sine este atât de profundă încât nimic nu mai poate compensa din spre sfera materialităților despre care credeam că ne dorim cu disperare să le obținem? Am întâlnit cazuri în care femei sau ele fac, din păcate, cele mai mari gafe existențiale, unele dintre cele mai mari gafe existențiale, sunt atât de disperate, sunt atât de, nu știu cum să mă exprim, dar disperare este singurul cuvânt potrivit în acest caz, să dovedească lumii, familiilor, cui vor să dovedească că ele sunt, știu și eu, vandabile, pentru că se comportă ca niște produse care ies cel mai adesea pe tocuri înalte și cu toate formele la vedere spre a deveni produse sociale, gata de obținut de către cei către care și ele tind, oameni, semeni, dar cu bani, cu posibilități materiale și așa mai departe, sperând ca împreună să-și împlinească deziderate și vise care țin doar de un material atât de trecător. Bun, nu puține sunt cazurile când aceste tinere domnișoare, tinere femei, femei aflate la vârsta maturității, fac o serie de compromisuri pentru a atinge aceste deziderate uriașe, uluitoare, compromisuri uluitoare, finalmente ajung de obțin ceea ce își doresc din punct de vedere material, pentru ca la un moment dat să aibă o trezvie și să spună, dar eu nu sunt bine, orice aș face eu nu sunt bine, dimpotrivă nu înțeleg, mie mi-este tot mai rău din punct de vedere lăuntric,
Fiecare zi nu este decât un prilej de a mă minți că a fost bine și este excepțional și ieri și azi și va fi și mâine. Nu-mi place nimic din ceea ce se întâmplă în viața mea. În fiecare zi cheltuiesc sume imense, enorme, spre a-mi minți sufletul, spre a-mi dirija preocuparea mentalului profund, a minții, minții subconștiente, a mentalului, că avem mentalul superficial și profund, mintea superficială și mintea profundă. În fiecare zi fac eforturi sub toate aspectele materiale spre a minți mintea profundă, sufletul, partea aceea de suflet care e nealterată, și eventual, de ce nu, pe toată lumea și propriul meu spirit și pe Dumnezeu, chiar că eu sunt fericit sau fericită. Aceia dintre noastre care mă întreabă cum te poți regăsi, vă spun că până nu va veni ziua în care veți înțelege să dați la o parte toate aceste minciuni și tot acest spectacol social și toată această bufonerie socială în care, vai cât sunt de fericit, umplu zilnic o celebră rețea de socializare zilnic cu imagini despre cum m-am îmbrăcat, ce pantofeam, genți, ce coafură am, unde mă aflu, ce frumos e în casa mea, câți oameni au venit la mine, câte mese am dat. Este o tristă bufonerie socială, pentru că știți foarte bine, în adâncul sufletului nostru, un om fericit este atât de conștient de fericirea lui, încât o apără, este discret cu ea și nu o prezintă peste tot, ori și cui, pentru că el este înțelept și știe că a obținut o fericire reală, de durată, pe care nu va dori să o piardă vreodată și mai știe că atunci când într-adevăr vrei să păstrezi această fericire, care a venit cu certitudine spre vindecarea spirituală, sufletească, spre împlinirea pentru totdeauna a ființei lăuntrice, el știe, acest om, că vindecarea înseamnă că dacă tu vrei cu adevărat să te vindeci, nu îți vei pune niciodată sufletul, niciodată, metaforic vorbind, în mâinile altei ființe, decât dacă acea ființă vrea să ți le vindece, să-ți vindece sufletul. Oare cum este să-ți pui întreaga viață pe rețea de socializare? Stau și mă întreb câtă inconștiență, câtă dorință, de fapt, subliminală de autodistrugere există într-o astfel de persoană, cât nefiresc există într-un asemenea comportament. Nu numai că trăim într-o societate cu grave probleme de natură social-economică, nu numai că trăim într-o societate în care cei care nu au cel mai adesea conștiință sau nu râfnesc la bunurile celor ce au, nu numai că aceasta este un sport național deja de foarte mulți ani, nu numai că invidia transformată nu de puține ori chiar în ură față de faptul că altul are, a devenit motorul atâtor comportamente destructive, mai venim încă o dată în plus să ne afișăm bunurile, proprietățile, privilegiile pe care le-am dobândit în chip material, ca și când de fapt vrem de fapt să devenim o țintă. Ați remarcat, și eu chiar știu, pentru că unde locuiesc, chiar sub mine, în dreapta mea, a avut loc o spargere în noaptea de Revelion, pe 30 spre 31, ați remarcat, au fost atâtea jafuri, atâtea spargeri în perioada de sărbători și vin să vă reamintesc acelora dintre dumneavoastră care credeți că vă puteți recăpăta identitatea de sine sau vă puteți valida identitatea din sine prin ceea ce aveți și nu prin ceea ce sunteți. Vin să vă reamintesc faptul că este cea mai greșită cale pe care ați fi putut vreodată să o alegeți. Să strigați pe toate drumurile cât sunteți de fericiți, fericite, ce femei, ce bărbați aveți dumneavoastră în viețile noastre, câți bani, câte mașini, câte călătorii, câte torturi, câte ouă de Paști. Este un comportament cel puțin infantil, este un comportament care denotă ignoranță spirituală profundă. Este un comportament pe care, deși nu vi-l asumați, face foarte mult rău altor ființe, care când deschid internetul și intră pe pagini de socializare, în câteva minute reintră, dacă s-au simțit bine o oră, două, trei, reintră într-o stare de depresie profundă.
Vă spun că aceia care dați cu viața noastră personală de toate zidurile, în toată societatea, pe toate site-urile de socializare, veți plăti, din păcate, un preț foarte mare prin sfidarea și ignoranța de care dați dovadă, că vă afișați viața personală peste tot, cu scopul, știți foarte bine, în lăuntrul dumneavoastră, de a uimi, de a îngenunchea și de a umili pe alții care nu au. Nu o faceți pentru a arăta cât sunteți de fericiți sau nu numai de asta. O faceți pentru a arăta eu am reușit. O faceți pentru a vă detașa net de nefericirile altora. O faceți pentru a zdrobi și a strivi identitățile altor oameni, altor ființe, altor semeni. O faceți pentru a vă detașa de sărăcia fizică pe care o disprețuiți în chip neînțeles. O faceți pentru a vă ridica la o înălțime doar imaginată și închipuită, pentru că de multe ori aceia dintre noastre care faceți acest lucru nu aveți merite spirituale de niciun fel, ați făcut în chip neștiut pact cu forțe cu care nu ar fi trebuit să faceți, atunci când ați renunțat la iubire, la adevăr, la compasiune, la înțelegere, la iertare sau măcar la acceptare, atunci când ați renunțat la sine, la dumnezeire, atunci când ați acceptat ca între dumneavoastră să se interpună salonul, precum spunea, între dumneavoastră și Dumnezeu să se interpună salonul, după cum spunea Emil Cioran, celebrul filozof român, care afirma într-una dintre cărțile lui că ceea ce l-a uimit întotdeauna, l-a uimit și n-a înțeles cum de ei înșiși francezii, un popor de altfel totuși educat, nu a înțeles cum între ei și Dumnezeu s-a interpus întotdeauna salonul. Vreau să vă spun că și noi, ca aparentă cultură și civilizație de aici, din această zonă fizică, deci cultură și civilizație de tip mai degrabă oriental, dar noi, nouă ne place să spunem că suntem aparte, unici, nemai întâlniți, să știți că și noi am deraiat și am deviat teribil de la ceea ce însemna misiunea inițială a acestui popor, că între noi și Dumnezeu, între adevărata noastră identitate și Dumnezeu, nu s-a interpus doar salonul, ci cel mai adesea sala jocurilor de noroc, birtul, cârciuma în care se cântă doar muzică de cea mai proastă calitate, piața în care se strigă și se aduc injurii adesea, ori presupus a fi numite astfel saloanele unde, dacă cei din pătura de jos a non-privilegiilor materiale își trăiesc viața prin birturi și piețe, remarc cu durere că cei din păturile de sus, nu toți, evident, nu toți, dar din păcate prea mulți, acceptă și duc vieți de o minciună, de un derizoriu și de o disimulare cumplită. Cumplită. Își mint fiecare zi și mint fiecare gând care ar veni să le spună nu e bine așa. Oprește-te din a face asta. Încearcă să cunoști, să înțelegi. Asumă-ți durerea pe care o simți. Nu-ți mai cumpăra antidotul nefericirii tale pe care îți imaginezi că îl vei găsi în shopping la Milano sau Paris. Pentru că tu vei rămâne cu tine, îți șoptește spiritul și îngerul păzitor. Tu vei rămâne cu tine, în adevăr. Tu vei rămâne de câte ori ajungi acasă, tu cu tine. Știați că cei mai mulți oameni care posedă bunuri, privilegii și materialități peste media societății românești nu pot sta singuri? Știați că au depresii cumplite, că dau telefoane, că s-ar duce oriunde, că ar intra imediat pe o rețea de socializare să-și strige fericirea, că își fac toată ziua bună ziua selfie-uri pe care le postează evident pe aceleași rețele de socializare, este un trist strigăt de ajutor. Salvează-mă, sunt aici, dă-mi un telefon, invită-mă undeva, cheamă-mă la tine. Lasă-mă să-ți spun tâmpeniile pe care am să le spun, dar lasă-mă să am sentimentul că mă ascultă cineva. Doamnelor și domnilor, ori de câte ori veți intra în casa dumneavoastră și veți închide ușa, liniștiți casa fiind goală, ori de câte ori veți intra în habitatul dumneavoastră și veți închide ușa, liniștiți și casa e goală, ori de câte ori veți intra în habitatul dumneavoastră și casa fiind goală, vă va aștepta doar sinele dumneavoastră
suma tuturor formelor gând, a emoțiilor și sentimentelor pe care le-ați emanat în acel spațiu și vă veți simți bine acolo, fără să simțiți nevoia să dați un telefon, să intrați pe rețea de socializare, să vă îmbrăcați de urgență, deși abia ați ajuns și să ieșiți din nou din casă, să știți că acolo, în acel habitat, vă așteaptă propriul suflet binecuvântat, un duh liniștit și numâhnit, să știți că în habitatul dumneavoastră vă așteaptă Dumnezeu, să știți că în habitatul dumneavoastră, chiar dacă poate n-ați fost într-o călătorie, într-o vacanță de 2 ani, de 5 ani, de 7 ani și totuși intrați în fiecare zi, în același habitat, gol sau insuficient locuit, mobilat, aranjat cu lucrurile pe care vi le-ați fi dorit. Poate nu aveți posibilități materiale, normal, trăim în societatea în care trăim. Poate nu aveți suficiente bunuri și privilegii sociale, dar de câte ori intrați în habitatul dumneavoastră, acela simplu și modest, dar intrați cu pacea și împărăția lui Hristos, lăuntrică și cu adevărata bogăție și avere pe care o aveți, respectiv acel tu pe care poți să-l pronunți, eu sunt eu și eu sunt cel ce sunt, pentru că asta a venit Hristos să ne învețe. Deci vreau să vă spun că adevărata identitate, dincolo de identitățile de gen, de nume, de familie, de comunitate, identitate profesională, care sunt doar trecătoare și ne sunt necesare spre a ne împlini, sperăm și vrem să credem, misiunea personală la un moment dat pe pământ atunci când ne aflăm aici. Dincolo de aceste identități, mai mult sau mai puțin personale, mai mult sau mai puțin induse, de familie, societate, școli și de cine vreți noastră, adevărata identitate a unei ființe se întrevede atunci când sunteți singuri într-o casă cu dumneavoastră înșivă. Cine sunt eu? Sunt un spirit sau un duh bucuros, fericit, mâhnit, tulburat? Cine sunt eu? Și voi continua în emisiunea viitoare, pentru că mai am foarte multe lucruri să vă spun. Adevărata identitate este cea lăuntrică, restul, cum spune în Biblie, adăugați împărăția lui Dumnezeu vouă și toate acestea vor veni de la sine. Da? Deci adăugați întâi împărăția lui Dumnezeu, care nu e ceva abstract aflat cine știe unde, e o stare. Împărăția lui Dumnezeu este o stare interioară. E adevărat, este o stare și exterioară, dar până veți vedea, până veți reuși să vedeți în lumile spirituale și să aveți acea viziune amplă, să dobândiți în plenitudine cunoașterea și simțirea vis-a-vis de adevărata realitate, realitatea fundamentală, cea spirituală, până atunci vă pot da cea mai ușoară cale către aflarea identității de sine și de unde să porniți. Încercați să vă închideți o zi, trei, o săptămână singuri în casă, într-un concediu pe care de obicei, din păcate, îl așteptați cu disperare, ca încă o dată în plus să fugiți undeva. Să știți că oriunde ați fugi, nu vă puteți ascunde. Vă întoarceți tot acasă, tot în sinele dumneavoastră. Românii, am observat de vreo cel puțin 10-15 ani, cel puțin 10 ani oricum, depun eforturi uriașe să aibă bani, să aibă bani, să aibă bani, să facă împrumuturi cu disperare, cu disperare, cu disperare. Cum vine o zi liberă, un weekend, un concediu să plece undeva? Oameni buni, de ce fugiți? Oameni buni, de ce fugiți? Fugiți de ceva, nu se poate, este incredibil. Nu mai stă nimeni acasă să citească o carte, să-și primească un prieten, să se odihnească cu adevărat, să meargă la o slujbă la biserică, să sădească un pom, să ude o grădină, să-și facă o igienizare a habitatului în care trăiește, spirituală cât și fizică, dar mai ales spirituală, pentru că restul vine de la sine. Toată lumea fuge undeva. Și din păcate această masă duce cu sine această încărcătură și pe unde se duce. Adevărata identitate vă veți afla și veți începe să o cunoașteți abia când veți avea curajul să rămâneți cu dumneavoastră înși vă. Continuăm săptămâna viitoare, până atunci vă doresc să aveți puterea să începeți a trăi în adevăr, în adevărul a ceea ce sunteți, pentru că de acolo pleacă toate împlinirile. La început e dureros, da, poate avea efectul unei cumplite apocalipse personale. Dar după aceasta, cu cât noaptea este mai adâncă, cu atât zorii sunt mai aproape, acceptați să vă adânciți în noaptea personală. Tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, până la capăt și veți vedea zorii. Țineți minte, cu cât noaptea este mai adâncă, cu atât zorii sunt mai aproape.
Neastră, din păcate, mulți dintre dumneavoastră, doar pendulați de la o zi la alta, de la o stare la alta, într-un clar obscur, înșelător pentru oricine, dar mai ales pentru dumneavoastră. Doamne ajută, pace și lumină, adevăr, curaj, integrare, asumare și manifestare. Fiți autentici. Doamne ajută!